Regăsit la mine. E duminica azi. Am primit pe WhatsApp un mesaj foarte simpatic. Anca, azi lucrez. Am răspuns, normal că lucrez non-stop. Trimite-ne un buchet în niște condiții și într-un buget. Da, în mod normal, sau oamenii normali la cap, probabil ar fi zis, nu lucrez duminica. Având în vedere că de două săptămâni lucrez non-stop, azi sunt liberă. Eu nu sunt liberă. Am recunosc că vreau să mă culc, dar am luat două guri de cafea și am zis pentru 10-15 minute cât îmi ia să fac buchetul ăsta, nu se întâmplă nimic. Am de făcut un buchet, delivrat un buchet, cum vreau eu, la un buget aproximativ de 300 de lei. Mi-am pregătit florile înainte, le-am hidratat, le-am curățat la coadă și le-am lăsat într-o formă optimă, zic eu, astfel încât cine le primește să se bucure de ele foarte mult timp. Deja știți florile cu care am lucrat săptămâna asta. Avem delphinium, avem lisianthus în câteva culori, avem eucalipt și am și câțiva bujori. Ei, bujorii ăștia m-au apucat să-i adun pentru săptămâna viitoare, pentru nunta lui Tania. Având în vedere că e o criză mondială de bujori la preț bun și mai ales e o criză mondială de bujori de calitate, am comandă și pentru săptămâna viitoare, dar am găsit la Flori Holland azi dimineață, duminică, când m-am dus peste ei, am găsit ceva bujorei faini la ei în depozit pe care i-am luat. Zilele trecute când am vrut să-mi fac aprovizionarea pe web, am fost surprinsă ca la categoria bujori să fie scris denumirea florii oficial, în mod oficial, denumirea pe unii pe care or fi ei, Sara Bernard sau care mai erau pe acolo, cu o precizare în titlu, no guarantee, nu mai știu cuvântul în engleză, nu asigurăm calitatea, nu garantăm, no quality guarantee, scuze. Așa era scris. Păi, prima dată când se întâmplă lucrul ăsta, lumea se plânge foarte mult de calitatea bujorilor, comparativ cu prețul bujorilor, care este foarte mare, astfel că astea sunt vremurile pe care le trăim. Prin urmare, dacă furnizorul nu garantează mie calitatea, eu, florar, nici atâta nu-i pot garanta calitatea miresei mele. Tocmai de aceea m-am apucat să-mi adun bujorii de săptămâna asta, atât comandându-i, cât și găsindu-i efectiv fizic. Nu arată bine nici ăștia pe care i-am luat eu. Sunt închiși, iar petalele de la suprafață par așa, ușor mucegăite, ușor vechi, ușor uscate. Na, pe alea le îndepărtez cu grijă. Și înainte să lucrez cu acest bujor, îl voi pune la apă o perioadă de 24 de ore într-un loc cald, nu foarte cald, dar nu la frigider. Și voi spera că florește în formă optimă pentru mireasa mea. E mare bătaie de cap cu bujorii ăștia, dar face parte din joc. Ok, mai suflu și peste un pic. Puteți forța deschiderea bujorului manual, adică cu mâna. Asta o să fie frumos peste vreo 2 ore de stat în apă. Acum este doar pocnit. Bun. Cum spuneam, mă apuc să fac un buchet delivrat pentru dragii mei de clienți, care m-au întrebat înainte dacă lucrez duminica și mulțumesc că m-au întrebat. Bineînțeles că îl pun bujorul în mijloc. Vreau să fac un buchet fin de vară. O și cunosc foarte bine pe fata care îl primește, știu exact ce-i place. Și prin urmare, mixul ăsta de flori este pe sufletul ei. Avantajul de a avea clienți de viață, cum ar fi,
pe care îi cunoști, pentru care nu te stresezi, la care ai făcut flori la cununie, la botez, la aniversări, la decese. Anul trecut cu COVID-ul, anii trecut de fapt, am sumbru la capitolul ăsta cu florile mortoare și nu prea îmi place să le fac. Fiind clienți vechi, da, a fost parte din joc și capitolul ăsta. Dar acum vorbim despre cât de frumos îl fac eu pe buchetul ăsta. Adică de frumos. Am amestecat rozuri, verde, eucalipt, albastru și un fir de ăsta, de scaietele eringium, pe care l-am găsit singur în frigider. Merge și el undeva în treaba lui. Ia, e frumos buchetul. Este ce-mi doresc eu să fac. Am și o Veronica, haște. Bun, îl leg. Aici am ei punctul de intersecție. Îl leg fix, da, fix pe punctul de intersecție, unde se intersectează toate florile. Tai din colț. Măcar 10 minute, măcar un pic. Ocazie cu care, până mi se rehidratează florile, am ceva foarte important de spus. Au trecut 2 săptămâni, adică 14 zile de când eu m-am decis că mă fac vlogeriță de flori. Sau vlogeriță în domeniul floristic. Cred că îmi iese. Nu m-am așteptat ca în doar 2 săptămâni volumele de trafic de pe acest canal să fie atât de mari, feedback-urile pe care le-am primit să fie atât de calde, directe, de apreciere și de mulțumire versus zero hate. No, eu vă mulțumesc foarte mult pentru lucrul ăsta. Trebuie să-mi gândesc o strategie pe termen lung, categoric doresc să continui pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac și sunt conștientă că pe plan național, cel puțin, nu face nimeni în mod constant o asemenea activitate de care probabil multă lume are nevoie. Deci, eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți membri a acestei comunități. Da, vă invit să dați subscribe în continuare, să acționați în ceea ce privește modalitățile de butonare în canalul meu de YouTube, pentru că deal-ul meu cu voi este același ca la început. Cu cât primesc mai mult vizualizări, comenturi, like-uri și subscriberi, cu atât eu voi fi motivată să vin cu mai multe lucruri în fața voastră. Da, scrieți-mi în comenturi, fără niciun fel de rezervă, ce v-ar plăcea să vedeți pe viitor, ce probleme sau întrebări sau cu ce probleme vă confruntați în activitatea floristică, în ce stadiu sunteți și orice fel de povești sunt binevenite. Pentru fiecare în parte, zic acum, să fiți conștienți că, de fapt, modul în care tu percepi emoția și percepi curiozitatea și percepi nevoia de informații în acest domeniu, este similar și cu acelorlalți.
Și atunci, probabil din discuții comune în comenturi, odată ce anumite întrebări ar fi puse și găsim răspunsuri împreună la ele, acele răspunsuri rămân scrise pe mai departe pentru cei care în viitor vor avea nevoie. Sunt de părere că doar dând unii către alții informații, ajutor, sprijin și motivare, și nu sunt clișee, doar așa putem evolua și ne putem dezvolta fiecare în parte. Se pare că atunci când sunt obosită, devin puțin mai emotivă. Da, e o sărbătoare pentru mine să văd că acest canal are, statistic vorbind, explozia, boom-ul de vizibilitate pe care eu îl văd în spate, în panou de control și în aplicația mea de gestionare a YouTube-ului. Sunt, nu m-am așteptat la asemenea trafic de, de activitate. Trafic, aia se numește. Bineînțeles că la un moment dat intrăm și la monetizare și lucrurile vor fi evaluabile în bani, la un moment dat, nu acum, urmează. Asta e buchetul meu din duminica mea și pentru Claudia, draga mea, care oricând are nevoie de flori, ne sună și pe și ea, și soțul, și până la urmă n-a fost un foarte mare efort să-l fac. Asta e. Fiind vară și fiind cald afară, repet ca o babă, ca o bunică, îl înfășor în ambalaj destul de strâmt pentru a păstra un microclimat rece. Florile sunt nu reci, reci, dar sunt un pic mai reci în atelier. Și atunci, prin hârtie, ambalajul în momentul ăsta are rol decorativ, pentru că e frumos, îi dă o culoare, îi completează culoarea, dar are și rol de protecție termică a florilor în contextul în care el iese pe ușă la 40 de grade, se duce în mașină și pleacă mai departe spre client. De ce am pus funda crem? Pentru că nu am vrut să distrag ochiul cu nimic de la cromatica de aici. Adică n-am vrut să accentuez nici albastru, nici verde, nici roz. Am vrut să las explozia de culoare fixă, așa cum am făcut-o aici, iar ambalajul alb neutru fin. Cine îl primește? E fină. V-am pupat, vă mulțumesc că mă urmăriți, revin.